În tot pământul a ieșit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviință ai învățat, firea celor ce sunt ai arătat, obiceiurile oamenilor le-ai împodobit. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă. În pace o aduce. ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. لنجعل قلوبنا فوق الذي يهرق عنكم
وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara, Maria. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Oh,
اذكر يا رب أول أبانا وبطريركنا دانيال وأخانا المتروبولي ثيوفان وأبو مالكنا إيسك المقدسة بسلام صحيحين مكرمين معافين مديدي الأيام قاطعين باستقامة كلمة حق Întâi pomenește, Doamne, pe prefericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și pe înalt preasfințiții și preasfețiții părinții noștri, Nicolae, mitropolit de Hama Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului Cais, episcop de Erzrum, Leontie, episcop de Chitron, Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, Galaktion, episcopul Alexandriei și Telormanului și Varlam Proieșteanu, episcopul Vicar Patriarhal, pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mari cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-a adus și s-a sfințit, Domnului să ne rugăm. La iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce rapii pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și da that we be delivered from all danger, affliction, anger, and need. Let us pray to the Lord. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndrecător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Miloșertoare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. De folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Să amată vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. For a Christian ending to our lives without torment,
blameless and peaceful, and for a good defense before the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osânză să cutezăm, a te chema pe tine, Dumnezeu cel ceresc, și să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea. Capetele noastre, Domnul, să le plecăm. Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui născut Fiul Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Să geata, vrăjmașul noi, a tine poate.
Părinte, cu credință mă adăpostesc, îmi fac în viața ierarhie, să mă doindu-mi și trupul și sufletul. Sfinte a lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, viața-n sfințenie petrecând, sfințești totdeauna și de rele izbăvești. De Dumnezeu purtătorule Părinte, pe ce mila cinstită icoana ta, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lucrând cu puterea minunilor, alungă Părinte, de la cei care te chemăm, de grabă durerea cea trupească, cu harul tău ierarhie nectarie, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca Maica prea bunului Dumnezeu, prea bună stăpână, și de mine îndură-te, și toată cumplita vântuială a nevăzutului șarpe alungă-l. Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, de dureri pedurite și întristări și nevoi, și de uneltirile ascunse și năvălirile, începătorului răutății păzește. Părinte nectarie, pe cei ce te laudă, Sfinte al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, tuturor izvorăște din Dumnezeiescul tău cap, înțelegătoarea dulceață a Harului cel ai, de la Hristos Dumnezeu, care ne alungă Părinte, amăreala patimii din suflete pururea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în ispite și ghiduri și în cumplite dureri, Sfinte petrecându-mi viața la tine mă dăpostesc, să nu mă lepezi dar și cu a ta cercetare, dintr-o toată patima de grab izbăvește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Adăpostire zidirii și sprijinire fiind, cu hardăruită fecioară pe cei care caută, adăpostirea ta pe vitreanul balaur, îi păzește pururea și de toată sfinteala lui. Să-i ierate, ne-nvăluită, pur-nvăzește-o,
Sfintele care roagă-te pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Vindecarea cea după Duh și cea după Duh, slavă Tatălui. În timp ce frații preoți și diaconi se împărtășesc cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge și se pregătesc Sfintele Taine pentru dumneavoastră credincioși și ortodoxi, care ați primit binecuvântare de la preotul duhovnic să vă împărtășiți cu Sfintele Taine, îl rugăm pe Părintele Protopop, Toma Gradinaciuc, să dea citire documentului Hristov legat de această zi, după care Părintele Lehaci va rosti cuvântul cu cerniciei sale. Act de sfințire, cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Duhului Sfânt, în ziua de duminică 15 octombrie 2017, Sfințitu-s-a Biserica cu hramurile nașterea Maicii Domnului, Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, de către întâi stătătorul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în alt preasfințitul Părinte Mitropolit Iofan, în fruntea unui sobor de arhierei, preoți și diaconi, ctitorie ridicată din temelie începând cu anul 1995, în cel mai mare cartier al Iașilor, Alexandru cel Bun, sortit de regimul comunist a fi fără de casă a Domnului. În acest sens, sfânta lucrare ctitoricească a fost deschisă prin așezarea Petrei de Temelie în data de 9 septembrie 1995, iar fundația a fost urmată în anul 2000, an după care s-a săvârșit plinirea întregii biserici. Tâmnosirea din acest ceas revarsă ca o bucurie a încheierii lucrărilor de împodobire cu pictură în tehnica fresco, realizate de pictorul Vasile Gheorghiță din Iași între anii 2008-2016. Mobilierul din stejar a fost executat de sculptorul Ursul Gheorghe din Piatra Neamț. Încununarea acestor mari strădanii chitoricești se realizează și prin slujirea zilnică a Sfintei Liturghii, începând cu ziua de 15 octombrie a anului 2006. A fost o zidire a iubirii și jertfei părinților Petrică Lehaci, Paul Daniel Lehaci, Ionuț Emanuel Lehaci, Ilie Melniciuc, avându-i mereu sfătuitor pe vrednicilor erați, Daniel, actualul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în alt preasfințitul Părinte Mitropolit Iofan, preasfințitul Calinic Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, precum și a părinților protopop Constantin Andrei și Toma Gradinaciuc. În ctitoria aceasta se regăsește și jertfa Consiliului Parohial, a Comitetului Parohial, a Episcopilor Ioan Condrea și Dumitru Hodan, precum și a multor dăruitori binecredincioși din tot cuprinsul țării. A fost de neprețuit daniile familiilor Radu și Cristina Timiș, Mihai și Cristina Chirica, Ion Solcanu, Dumitru Rădăuceanu, Cristi și Mariana Nichita, Ion Lehac, Gheorghe Gemănar, Sergiu Popov, Romică Porun, Constantin Bradi, Edmond Spiriac, Constantin Nichifor, Gabriel Nichifor, Constantin și Virginia Trofin, Ștefan Olicov, Ioan și Florica Araga, Bogdan și Neculau și mulți, mulți alții. Însemnat sădoviit a fi și sprijinul primăriei Iașilor și a Secretariatul de Stat pentru Culte, a multor altor dăruitori din țară și din străinătate. S-au înveșnicit cu lucrarea mult jertfitoare proiectanții de la Iprochim și constructorul Mihai Șandru. Din anul 2006, datorită dragostei părinților Petru Sidoreac din Grecia, au fost aduse la această biserică părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie. Datori suntem în acest ceas a aduce slavă
și mulțumire prea milostivului și a tot puternicului Dumnezeu, cel întreime, închinat și mărit și tuturor celor pomeniți mai sus. Spre aducerea mintei peste vremi s-a înscris acest act de sfințire în cronica de aur a bisericii și s-a semnat de către noi, membrii Sfântului Sinod și de către preoții și diaconii care am coliturghisit astăzi, octombrie 15, în a 21-a duminică după Rusalii, din anul Mântuirii 2017. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții, pe toți titorii, slujitorii și ostenitorii acestui sfânt lăcaș. Puteți să aplaudați cu mila Domnului. Așa, Părinte Petru, te rog. În alt preasfinție voastră, în alt preasfinție Părinte Mitropolit Teofan, în alt preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, domnule primar Mihai Chirica, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, onorate autorități locale, preacuvioși, preacucerenici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși și iubiți mărturisitori de credință adevărată prin ceea ce faceți dumneavoastră și ce ați făcut până în momentul de față. În alt preasfinția voastră este momentul bilanțului. Este un moment crucial din viața bisericii. Când ați venit pentru prima dată pe scaunul mitropolitan la Iași, am avut bucuria să vă avem ca părinte aici la biserică, să veniți să ne binecuvântați și cât că au fost printre primele biserici care au fost vizitate de către înalt preasfinția voastră. Ne-ați dat un imbol deosebit atunci, ne-ați bucurat nespus de mult acum, venind cu un impresionant sobor de arhierei, de preoți, diaconi, la rugămintea și la cererea noastră pentru a binecuvânta această mulțime de oameni care sunt, permiteți-mi să mă exprim așa, pecetea apostoliei în alt preasfinției voastre. Pentru că o biserică se construiește cu jertfă și atunci când ați venit pentru prima dată la biserica noastră, am spus-o sub o formă poate nu prea adecvat. Am spus, când mi-am prezentat familia, am spus că mai am și o fetiță, pe atunci avea, pare mi se, vreo 10 ani. Și v-am rugat atunci, pentru că se lucra la pictura bisericii în altar, și v-am spus atunci, în alt preasfinția voastră, am și o fetiță care are 10 ani. Și acum, uitați-vă, îi pregătim rochia de mireasă. Era biserica Sfântul Nectarie și hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Proroc Ilie. În binecuvântările pe care le-am primit de la înalt preasfinția voastră, cu sprijinul pe care l-am primit de la înalt preasfinția voastră, cu sprijinul pe care l-am primit de la primăria municipiului Iași, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, dar cu banul văduvei și al orfanului, cu banul celor mulți și care au ținut să se înscrie cu litere de aur în cartea vieții și în cartea ctitorilor acestei biserici, pentru că aceasta ne-a adus Sfântul Nectarie venind în 2006, ne-a adus minuni multe și eu mă simt primul din cei care au fost vindecați de Sfântul Nectarie, vindecătorul de boli și ocrutitorul multora. Și de aceea venirea în alt preasfinției voastre aici pentru a târnosi biserica noastră este un moment, spuneam, crucial. Este momentul când trebuie să mulțumim celor care, cu timp și fără timp, s-au jertfit. Emoțiile mă copleșesc, dar sper să pot duce la bun sfârșit cele ce mi-am propus să vă spun, pentru că sunt mulți, foarte mulți din cei care m-au sprijinit. Și le mulțumesc și celor care m-au criticat, celor care m-au atenționat și este foarte bine așa, pentru că
cel care muncește mai și greșește. Am încercat să facem toate spre slava lui Dumnezeu. Am plecat cu o vorbă pe care îmi place mie să o spun: nimic nu este prea frumos și prea mult când se oferă lui Dumnezeu. Iar noi la Sfânta și Dumnezeiasca slujbă spunem: ale tale dintr-o ale tale, toate sunt de la Dumnezeu. Noi suntem aici doar ca să administrăm pe cât posibil aceste bunuri pe care ne le dă Dumnezeu prin aproapele nostru. Iar faptul că s-a ridicat această biserică este o biserică a jertfei, într-un cartier unde nu a fost biserică, într-un cartier unde oamenii erau nevoiți să meargă mai mulți kilometri până la prima biserică. Și de aceea gândul meu acum se îndreaptă spre toți cei care zi de zi, mai ales după anul 2006, când am avut unde să ne oploșim, dar și înainte, în acea bisericuță din tablă, unde, cum spuneam, iarna ne congelam și vara ne coceam, iată că această biserică a adus această biserică de acum. Mulți sunt cei care ne-au ajutat. N-am cum să-i amintesc pe toți. Dar gândul meu se îndreaptă spre cei care și-ar fi dorit să fie alături de noi astăzi. Și dacă aș vrea să mă refer doar la un singur lucru, nu mă refer la familia mea, nu mă refer la, ci doar la cei apropiați cu care am lucrat atâția ani ca să ridicăm această biserică, nu mai departe, cu o săptămână înainte de sfințire, epitropul bisericii noastre ne-a părăsit, ne-a lăsat aici ca să ne bucurăm de munca pe care au desfășurat-o atâția și atâția. Dacă faptul că aici la biserica noastră este permanent Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, zi de zi, faptul că mai multe zile pe săptămână, trei, mai precis luni, miercuri și vineri, este Sfântul Maslu, că aici funcționează cele trei coruri și le mulțumesc tuturor, poate în distincțiile pe care doriți să le oferiți celor care au meritat și merită. Dar trebuie să știm și să vă mărturisesc că toți cei care au prins o lumânare, toți cei care au cumpărat o frescură, toți cei care au cumpărat o icoană sau o carte de la biserica noastră pot fi numiți ctitori, și donatori și ctitori. Iar faptul că am avut oameni care veneau dimineața să deschidă biserica și vin să deschidă biserica la ora 6:30, 7 și poate la ora 9:30, 10 o închid, este un lucru mare. Mulțumindu-vă tuturor drepmăritori creștini, eu vă spun dumneavoastră, vă sărut mâna doamnelor și domnișoarelor și vă îmbrățișez părintește domnilor ca pe copiii mei, ca pe părinții mei, ca cei care ați dori să faceți un lucru pentru Dumnezeu. I-ați pregătit casă Sfântului Nectarie, i-ați pregătit casă Sfântului Proroc Ilie, i-ați gătit casă Maicii Domnului. Și de aceea noi vă suntem recunoscători și Înaltă Preasfinția voastră, permiteți-mi să închei mulțumindu-vă că de fiecare dată, atunci când v-am cerut ajutorul și sfatul, ați fost alături de noi și astăzi, pentru această slujbă măreață pe care ne-ați oferit-o din dragostea Înaltă Preasfinției voastre pentru noi. Vă mulțumim, sărutăm dreapta! În tot pământul a ieșit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care cu dumnezeiască cuviință ai învățat firea cea.